Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează, o emisiune în care îl avem ca invitat pe domnul profesor Dan Laurențiu Leoreanu, de data aceasta primarul municipiului Roman, de data aceasta în postura de candidat la Camera Deputaților. Bună ziua și bine ați revenit! Să română, bine v-am găsit și bun găsit romașcanilor noștri și a tuturor prietenilor noștri a Romanului și romașcanilor a zonei întregi Roman Metropolitan. Domnule primar, domnule viitor deputat, nu știu cum să vă spun, aș vrea să-mi lămuriți mie, cetățeanului Flora Ordean, o mică nedumerire. Candidatura aceasta a dumneavoastră vine să-mi înșele mie încrederea cu care v-am votat ca să rămâneți primar al municipiului? De ce acum am trecut de mijlocul mandatului? Nu suntem încă, nu avem nici anul de la asta. Ați luat așa o decizie de a candida. Eu ca jurnalist știu mai multe care ar fi motivele acestea, dar pe mine mă interesează o motivație, cum s-ar spune, oficială. Pentru popor. Da, să înțeleagă lumea. Să înțeleagă lumea, da. În primul rând aș vrea să mulțumesc tuturor romașcanilor care au fost alături de mine în acești ani, care au avut încredere și eu zic că nu le-am înșelat încrederea. M-am ținut de cuvânt și în ceea ce înseamnă proiectele mari, proiectele medii, dar și proiectele pentru microcomunități, m-am ținut de cuvânt și am rezolvat aceste proiecte. De-a lungul timpului am avut deschidere și înțelegere și la Consiliul Județean. Mi-aducem aminte proiectele frumoase făcute cu domnul președinte Vasile Pruteanu, proiectele frumoase cu domnul președinte, Dumnezeu să-l odihnească, cu Liță Tărâță. Proiecte frumoase pentru Roman. De asemenea, am avut deschidere la Guvernul României și am reușit și cu bani guvernamentali să facem lucruri frumoase în Roman, de asemenea și cu bani europeni. Mulțumesc de asemenea romașcanilor pentru că în vară mi-au dat un vot puternic, aproape 80%, fiind unul din primarii din România cu cea mai mare încredere așadar. Prin urmare, vreau să vă spun că în acești ani am reușit să pun foarte bine la punct aparatul administrativ al primăriei. Tot ce înseamnă organigramă, stat de funcție, astfel încât să funcționeze cât mai bine, să avem o interfață cât mai prietenoasă cu cetățeanul, să putem conlucra cât mai bine în interesul romașcanului. În urma votului care a fost dat în vară, avem și o majoritate confortabilă în Consiliul Local, ceea ce înseamnă că Consiliul Local poate lua decizii în favoarea Romanului și să nu se mai cramponeze de anumite atitudini politicianiste, așa dacă vă aduceți aminte cum s-a întâmplat în primul mandat, când vroiam să fac biblioteca și datorită unor ambiții politice s-a pus bățul prin gard. Încât de această dată... Mă rog, cetățenii acestui oraș au înțeles... Au înțeles, mass media, dumneavoastră ați fost lângă noi, ați explicat cetățenilor, pentru că nu era un interes personal, era un interes public și azi toți care vin laudă acest monument al nostru. Prin urmare, avem latura administrativă pusă la punct, avem latura legislativă locală pusă la punct. Două pârghii importante pe care le-am făcut solide și care funcționează. Avem și viceprimarul nostru, împreună cu care fac echipă de aproape 7 ani. Doi ani a fost director la Acvaserv și știm ce ne-a lăsat acolo atunci când am preluat în această societate și am reușit să ducem către o finalizare corectă și legală, iar apoi viceprimar, nu m-am îndoit de el, a fost corect, nu mi-a înșelat așteptările. Prin urmare, am un trepied pe care pot construi mai departe și aș fi mers mai departe așa cum am spus în vară. Din păcate, în ultima perioadă s-a constatat că nu ne mai putem baza pe anumiți piloni care să ne sprijine în dezvoltarea municipiului Roman. Să ne gândim că după cheltuielile de personal și de funcționare, municipiului Roman îi rămâne pentru dezvoltarea sa maxim 1 milion de euro pe an. Maxim 1 milion de euro pe an. Gândiți-vă că în ultimii 6-7 ani s-au făcut investiții în Roman, numai câteva dacă amintim. Și spunem aici, planul integrat de dezvoltare urbană cu centru istoric, care e 1 milion de euro, 7 milioane de euro. Microhidrocentrala de pe râul Moldova, iar aproape 7 milioane de euro. Blocul cu bulină, aproape 2 milioane de euro. Digul de la Moldova, încă 2 milioane de euro. Casa bunicilor, 1 milion de euro. Casa pâinii, 1 milion de euro. Bazinul de not,
1 milion de euro, sala polivalentă de la Miron Costin, Colegiul Tehnic Miron Costin, 1 milion de euro, arterele ocolitoare Roman Est și Roman Vest, încă 2 milioane de euro, rețeaua de apă și canal pe majoritatea străzilor și cu stația de epurare, 21 de milioane de euro, sistemul de deșeuri care sperăm în anul 2017 să pornească cu cele două stații importante, Roman Cordun de colectare și transfer și cea de depozitare centrală de la Girov, în care partea Romalui de vreo 6-7 milioane de euro. Câteva care mi le-am adus aminte. Nu mai vorbim de Palatul Sturza Cantacuzino, care e și el 1 milion de euro, corpul liceu B de la Roman Vodă, liceul Roman Vodă corpul A, încă 1 milion de euro, școala Vasile Alexandrii de pe Cuza Vodă, încă 1 milion de euro. Deci am dat cifre mari, că unul este 900 și ceva, altul 1.100.000. Am zis în cifre mari. Haideți să gândim că împreună se duc undeva spre 60 de milioane de euro. Bazându-ne doar pe bugetul local, asta ar însemna că doar cam în 60 de ani ar fi putut să realizăm ce am realizat până aici, dacă nu aveam deschidere, dacă nu aveam colaborare. Din păcate, în ultima vreme se vede că nu avem această deschidere și colaborare. Deși, într-adevăr, la modul fizic, la modul practic, decizia stă în pixul unei persoane, ceea ce nu mi se pare corect, pentru că acea persoană nu este stăpânul județului. Acea persoană ar trebui să fie în slujba județului și să radieze dezvoltare către toate zonele județului, fiind pe o poziție de președinte a unui consiliu județean care ar trebui să se preocupe în mod egal, echidistant și pe principiul egalității de șanse pentru fiecare zonă. Vedem că aceste lucruri nu se implic, nu se rezolvă. Vedem că Romanul, în momentul de față, deși are pregătite proiecte, este ca o enclavă, este o zonă izolată. Atunci mi-am pus întrebarea, ce fac? Rămân acești 4 ani primar în Roman, stau la birou și mă descurc și fac ce-i putea, mai pun o bancă, mai repar o stradă, mai dau cu var pe o școală? Sau îmi doresc să păstrez acest trend de dezvoltare, să mergem mai departe cu un Roman european, așa cum ne-am propus. Încât sfântuindu-mă cu echipa mea, cu consilierii noștri, cu persoanele din municipiul Roman, colaboratori pe care i-am, am fost în toată această perioadă în fiecare cartier și am avut întâlniri cu oamenii. Le-am spus situația exact cum a spus dumneavoastră. Și în zona metropolitană. Am fost, da, și le-am spus exact cum a spus și am întrebat, oameni buni, cum e mai bine să fac? Să stau, să rămân aici și ne descurcăm cum o putea și o face ce o putea, sau să încerc să mă bat la nivel național și pe lângă componenta locală, pentru că numai cu ea suntem ca un om ciung, cu o mână. Dacă avem și componenta națională, avem două brațe puternice și împreună am fi un om întreg, normal, metaforic vorbind așa despre municipiul Roman și am putea să acționăm, să vectorizăm mai departe proiectele noastre și să mergem în dezvoltare. Vreau să vă spun că peste totul ne-am explicat așa, și în oraș și în comunele din jur, romașcanii mi-au zis, da, domnul primar, noi n-am știut aceste lucruri, mergeți mai departe. Mai ales că le-am spus, fraților, eu voi fi plecat de luni la prânz până miercuri la prânz. Miercuri după amiază, joi, vineri și sâmbătă sunt în Roman. Voi fi alături de viceprimar, voi fi alături de echipa mea, voi fi alături de dumneavoastră. Adică sunteți ai mei și rămân al dumneavoastră și mă voi bate pentru dumneavoastră și pentru Roma. Și mai este încă o chestiune. De-a lungul conferințelor noastre de presă, noi am înțeles de la dumneavoastră și în calitatea pe care ați avut-o în conducerea acestei asociații a municipiilor, necesitatea schimbării unor acte normative pur absolut nedrepte pentru, haideți să o luăm, finanțarea, modul de finanțare a învățământului. Sănătatea, finanțarea sănătății. Deci, ce spuneam, dar să o luăm cu educația. Cât din cei care vin la școlile din Roman sunt copii ai Romanului? Deci, din cei care vin la liceele din oraș, maxim 40% sunt copiii romașcanilor, restul 60% sunt copiii din Roman metropolitan. Sigur că noi trebuie să ne preocupăm și pe cu ei, dar totul se face din bugetul orașului. Zic, dacă comunele nu avem suficienți bani să dăm, nu. Dar Consiliul Județean ar trebui să echilibreze. Aici e problema de aici echilibrare bugetară. Eu. Modul de finanțare al spitalelor. De ce spitalul din Roman de categoria 3? Deservește municipiul Roman și cele 27 de comune. Municipiul Roman, pe date statistice să vorbim, are în jur de 70.000 de locuitori.
Toată zona are în jur de 210-220 de mii de locuitori. Care, adică, practic, Roma nu e o treime din adresabilitatea către spital. La care se adaugă Călăucești. Se adaugă comunele din Vaslui și din Iași și Bacău, cele învecinate, care vin tot la Roman. Deci, practic, noi suntem ca funcționalitate un spital regional, dar, practic, ca finanțare, suntem un spital local. Și atunci când spunem, Doamne, oamenii ăștia sunt ai județului, mă refer în primul rând la Roma Metropolitan. Și nu suntem cetățeni de categoria a doua. Asta când suntem... Trebuie să fim priviți ca oameni care, într-adevăr, avem aceleași drepturi. Ca și cei din Piatra, și cei din Târg, și cei din Borca, și cei din Rosnov, și acești oameni din această zonă sunt ai județului Neamț. Dacă nu să ni se spună, dacă nu suntem ai județului Neamț, să ne lipim la Iași, la Bacău și să căutăm acolo să încercăm să ne desfășurăm activitatea. Tocmai pentru că am ajuns în acest impas, am luat decizia, pentru că vă spun, dacă nu candidam eu, era posibil să vină un candidat de la București, care să răspundă pe roman. Și atunci m-am gândit, cum e mai bine? Să fie un om de aici, care știe orașul, care știe oamenii, care cunoaște problemele, fiind și președintele Asociației Dezvoltare Roman Metropolitan, cunoaște comunele din jur, are o relație bună de colaborare, dezvoltăm proiecte culturale, artistice împreună, sau lăsăm pe unul care vine să alege și pune palma în fund și pleacă. Am înțeles de la colegii noastre că lumea v-a primit foarte bine în comunele. Excepțional de bine. Deci eu vreau să vă spun... Ca pe o izbăvire, ca pe o... Deci vă spun că mergeam pe străzi, am făcut door-to-door. Vreau să vă spun că la sfârșitul acestei campanii, adică mâine când voi încheia campania pe roman și pe comune, pentru că în fiecare dimineață până în jur de ora 3-4 am fost pe comune, iar de la 4 până la 7-8 seara am fost pe roman. Am făcut întâlniri în toate cartierele, am participat la toate manifestările municipiului. Vreau să vă spun că mergând pe străzi, în comune, în sate îndepărtate, și vă dau exemplu despre Chicirea, vă dau exemplu despre Ciurea de la Pâncești, vă dau exemplu despre Poienița, despre Poiana Humei sau de la Soci sau dacă vreți Bucium, Valea Ursului. Mergeam pe stradă, discutam cu oamenii care îi întâlneam, iar din curți mă vedeau oamenii și mă strigau oamenii din curte. Mergeam și discutam, intram în curte, pe o băncuță lângă gluga de coceni, la poartă, lângă bicicletă, lângă căruță. A fost o experiență deosebită și pentru mine și mâine am socotit că practic drumul meu la București este făcut pe jos. Deci voi avea 350 de kilometri făcuți pe jos în această campanie. Mă bucur foarte mult, a fost o campanie obositoare, dar a fost o campanie în care am putut să văd și să simt nemijlocit percepția oamenilor de la roman comparativ cu cei din comunele, ca cercurile concentrice. Așa e despusă și percepția și nevoile. Roman, comunele din jurul romanului și zonele mai îndepărtate. Vreau să vă spun că sunt... frustrare a oamenilor săraci. Doamna Flora, a fost campanie și n-am luat cu mine televiziuni, dar am poze. Sunt zone, oameni buni, sunt zone la noi în județul Neamț, nu în alte zone, în județul Neamț. În comune care au avut de peste 20-25 de ani conducere pesedistă, în care oamenii trăiesc ca pe timpul lui Ștefan cel Mare, în case de pământ care intră în pământ, cu garduri din uiele, acoperite cu stuf sau cu coceni. Deci vă rog să mă crediți că avem locuințe de nivel de ev mediu și mi-asum acest lucru. Dacă cineva nu crede, am pozele, fotografiile. Am intrat în noroaie până la gleznă, pe ulițe, nu pe arătură, pe ulițe. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe. Suntem în secolul 21 când vorbim de trimitere de nave în cosmos și odată cu ele să se facă și excursii în cosmos. Vorbim despre era digitală și automată. Vorbim de oameni care nu au fântâni și puțuri. Vorbim de oameni care adună apă de pe case sau în nailoane pentru a avea apă în vase pentru a pune la o grădină sau a da la un animal. Avem zone care nu ne fac cinste. Și într-adevăr, eu mereu am fost revoltat, doamna Flora, de ce tot spun ăștia pe la televizor și la nivelul Europei și la nivelul României că Moldova e ultima zonă din Europa. De ce, domnule, că nu e chiar așa? Ei, pentru că am ajuns în toate comunele astea, dar n-am ajuns până în profunzime să văd realitatea România cruntă. Profundă. Ei, acum am ajuns în realitatea profundă, doamna Flora. Într-adevăr, sunt zone care diferă ca vegetație.
dar se aseamnă perfect cu anumite cătune din Africa. Mă doare inima față de ce am văzut. Și atunci am zis, așa cum am reușit să aduc un plus în acest oraș, pentru oraș, pentru semenii mei de aici, concitadinii mei, îmi propun să aduc un plus pentru întreaga zonă. Îi nevoie de un om care să se ridice și să meargă la nivel național și apoi să se întoarcă și să se ridice zona. Să vină cu proiecte, să se bată pentru ele. Doamna Flora, avem legi care sunt incoerente. Avem legi care sunt făcute cu picioarele în acești 26-27 de ani. Vă rog să mă credeți că numai eu știu cu câte m-am zbătut și am reușit și prin AMR, dar și înainte, vă aduceți aminte cu hidrocentrala, când am pus 3 miniștri la masă, am pus ministrul dezvoltării, ministrul mediului și ministrul economiei, ca să facem modificare legislativă și apoi am mers în parlament și am susținut-o și am făcut modificare legislativă, primar fiind, nu parlamentar. De aceea am propus să fac lucrurile să fie funcționale, chiar să meargă să lucreze. Și eu vă spun numai și atât dacă reușesc să fac, și lucrurile deja vor înregistra un salt calitativ. Da, sunt legi categoric, pe învățământ, pe sănătate. Dar n-aș putea să spun, eu la un moment dat am crezut că sunt unele legi, și sunt, pe care unii le-au făcut în interes personal sau de grup, dar sunt legi alea, hai să zic, mai treacă, meargă. Sunt legi făcute cu picioarele, nu se pupă de niciun fel cu realitatea. Sunt practicabile. Trebuie să ajungem la ele, să le facem funcționale. Sunt legi elaborate cu câțiva ani în urmă, care n-au norme de aplicare. Da, legi fără norme de aplicare, pe care zici, domnule, da, este legea, dar nu poți să o pui în aplicare, că n-are normă. Păi, în ce țară trăim? Suntem europeni? Păi, hai să fim europeni. Eu încerc, eu nu spun că am să schimb lumea, dar eu spun așa, dacă eu nu mă implic, dacă dumneavoastră nu vă implicați, dacă dumneavoastră nu vă implicați, o să păstrăm aceea stare latentă, de amorțeală și o să zicem, ei, asta e, dar ce să facem altceva? Nu! Trebuie să ne ridicăm și să schimbăm. Stăm puterea noastră. Haideți un pic să ne referim la câteva legi pe care dumneavoastră v-ați propus să le schimbați. Una este clar, asta cu finanțarea spitalelor, care pe mine m-a revoltat la culme. Cu finanțarea spitalelor. Domne, și dacă vin imediat aici, mă leg și de administrație, că iată că spitalele a dat în administrarea noastră. Doamna Flora, vorbim despre tot, peste tot despre autonomie. Este numai dezideral, doamna Flora. Orice lucru pe care noi îl decidim trebuie să luăm aprobare de la sus, de la înalta poartă. Până la urmă avem un legislativ local, un consiliu local, care e ales democratic. El trebuie să aibă pârghile prin care să decidă la nivel local, fără încălcarea legii, anumitor lucruri. Pentru că acolo unde se încalcă legea, așa se poate încălca legea și sus. Există instituții ale statului care iau măsuri. Dar eu vreau să spun că orice lucru, de exemplu, schimbarea organigramei, da? Dom'le, e un atribut local. Trebuie să o facem să funcționeze. Nu o face nimeni din nebun. Trebuie să ne încadrezăm anvelopa salarială. Dar nu numai atât. Chiar și pentru structură eu trebuie să cer aprobare de la ANFP, de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Păi, domnule, stabilește-mi dacă vrei chiar și o anvelopă salarială. Sunt de acord până acolo. Dă-mi o anvelopă, dar în cadrul anvelopei lasă-mă să mă mișc. Poate am nevoie de mai mulți polițiști locali, poate am nevoie de mai mulți oameni la evidența locală a evidenței persoanelor, poate am nevoie de oameni mai mulți la asistență socială, poate am nevoie mai mult de oameni dispensarele de permanent, de asigurarea serviciului medical permanent. Deci poate avem nevoie de oameni pe care să-i pliem în diferite lucruri. Iar dacă mi-ai dat anvelopa salarială, lasă-mă în interiorul ei să mă mișc. Adică poți să-mi dai un minim și un maxim, astfel încât să poți stimula oamenii care își dau măsura competenței lor. Păi dacă toți au un salariu la fel, și ăla care muncește și ăla care nu muncește zice, eu atâta fac, atâta pot, ăla care muncește zice, bă, dar eu-s mai fraier, lasă-mă să-l pot stimula, lasă omul care muncește să câștige mai mult, lasă omul mai competent să câștige mai mult, iar pe ăla care e mai puturos să câștige atâta cât e munca lui pe care o desfășoară. Pentru că dacă nu facem acest lucru și nu ierarhizăm pe valoare, pe competență, pe implicare, o să ajungem din nou la ceea ce spuneam, o stare latentă ca frunza pe apă și lucrurile vor merge în continuare așa. Deci trebuie o modificare rapidă și până în profunzime a legii administrației locale, în care lucrurile să aibă competențe importante la mâna administrației locale, care să fie verificate și acum sunt verificate de reprezentantul guvernului interiorul, prefectura, nu? Nu zicem, adică noi nu zicem, domnule, dar să nu ne verifici nimeni. Ba da, să ne verifici și unii greșim să ni se spună și să ne corectăm, dar lasă-mi pârghia prin care să pot să fac sistemul funcțional. Deci vreau modificări coerente și consistente la nivelul administrației publice locale.
Spuneți-mi, vă rog, vorbiți-mi un pic de echipa în care veți... Aș vrea să spun două cuvinte întâi și de educație. Vreau să vă spun că și educația a fost descărcată în brațele administrației publice locale. Ca și handicapul, ca și poliția locală, ca și evidența informatizată a persoanei, ca și spitalele, toate au venit în brațele noastre, ne dându-ne fonduri suplimentare. Ba mai mult, eu de când sunt primar, n-am mărit taxele și impozitele absolut deloc. Toate corecțiile care s-au făcut datorită codului fiscal, a legii 227, aprobat în Parlament. Și sigur, care devine obligatorie și trebuie să o punem în aplicare. În rest, noi nu am mărit taxele și impozitele. Cu acei bani, o trebuie să rezolvăm mai multe probleme. Învățământul. Îmi doresc pentru învățământ o așezare pe principii corecte și cu o dezvoltare normală a societății. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu că eu provin din învățământ. Educația este placa turnantă a unei societăți. Și aș vrea să vă spun aici că îmi doresc examen de admitere la clasa 9, care să se facă conform specializărilor, profilelor, fiecărui liceu în parte, liceul prin Consiliul de Administrație, prin Consiliul Profesoral, să decidă modul, cum își organizează concursul și specificitatea lui. Îmi doresc de asemenea descongestionarea programelor. Îs încărcate, transmitem informații, îi nebunim pe copii de cap. Vă spun, doamna Flora, mulți când văd cât e de învățat și cât e teme au, să lase pe gubaș. Îi că ăla care vede muntele și zice, bă, eu pot să ridic muntele ăsta? Nu. Bine, dacă le-i petricică cu petricică... De analfabetismul funcțional care... 40%. Vorbim de analfabetism funcțional de 40%. Adică sunt niște lucruri care deja ne îngrozesc. Să ne gândim că țări puternice, Germania, Japonia, s-au ridicat după al doilea război mondial, alocând un PIB de peste 10% din PIB, peste 10% învățământului și asigurând o reformă puternică în profunzime. De aceea îmi doresc, de exemplu, un bacalaureat diferențiat, de când pe profile, de pe specializări. Da, nu e normal să se dea și la profile tehnice, și la servicii, și la real, și la uman, aceleași discipline. Lasă-le, pentru că copilul a venit că își urmează un instinct, un nivel de competențe sau de abilitate. Noi trebuie să încurajăm acest lucru. Desfințarea mafiei manualelor auxiliare. Care e o nebunie. Adică noi nu facem manuale pentru copii. Noi facem pentru societățile care produc, să facă plus valoare, să facă beneficiu. Dacă noi nu o să punem în centru atenție elevul, copilul, care de asemenea să fie susținut prin condiții corecte și materiale și legale și financiare de un sistem funcțional al cadrului didactic, al personalului didactic auxiliar și nedidactic, învățământul nu o să meargă. Iar părinții să devină colaboratori corecți, parteneri, pentru că orice investiție, o mașină în timp se deteriorează, o casă e necesară, dar să ne gândim că ea nu ți aduce plus valoare an de an, cheltuiești cu ea, plătești taxi, impozite, o plătești. Singurul care îți aduce plus valoare e copilul. E cea mai frumoasă și cea mai nobilă investiție. Îți crește inima când vezi cum copilul tău urcă treaptă cu treaptă, are o traiectorie ascendentă în societate, în profesiune. Dacă nu gândim acest lucru, că învățământul, și nu că provin să fiu crezut eu din învățământ, învățământul este cheia unei societăți normale, care să promoveze un mod de comportament, un sistem de informare, un sistem de dobândire a unor competențe și abilități, mecanisme prin care să înveți să devii și tu ca persoană autonom și funcțional, nu vom face nimic. Deci, iată, a doua componentă despre educație. Vorbim despre sănătate. La fel și acolo avem nevoie de a dezvolta un sistem prin care să încurajăm personalul din sănătate. Atât medicii, atât asistenții medicali, infirmierii, brancardierii, toți trebuie să simtă că lucrează într-un loc în care mecanismele materiale le sunt la îndemână pentru a desfășura un sistem de sănătate performant, dar același timp și un sistem de finanțare care să-l facă pe om să fie atent către bolnav, către boala bolnavului și nu către mâna sau buzunarul bolnavului. Aici trebuie să ajungem și îmi propun să facem aceste lucruri. O să mă întrebați, credeți că o să reușiți? Nu știu, dar încerc. A nu participa la o luptă înseamnă că ai pierdut-o de la început. A intra în ea, măcar îți dai șanse să câștigi.
Mai aveți 5 minute, haideți să vedem cam ce ar trebui să mai atingem în discuția noastră. Eu cred că este foarte important, așa cum spuneam, pentru Roman, dar și pentru comunele din jurul nostru, să avem o legătură mult mai bună. Sunt anumite ca infrastructură. Vreau să vă spun că am fost în comune, sunt sate legate din centrul comunii cu asfalt, până ies în câmp și se oprește. Drumul ăla e rupt tot până să leagă cu o altă comună. Ar trebui să vedem acest sistem rutier în primul rând, cum se leagă o hartă funcțională pentru aceste comune, legătura între ele și legătura cu municipiul. Îmi doresc Romanul ca și pol de dezvoltare, ca centru urban important în această zonă, să poată să radieze dezvoltare, educație, cultură, pe care o și face. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu foarte mulți oameni în comune care îmi spuneau: domnul primar, vă felicităm pentru activitățile culturale, artistice pe care le faceți în oraș. Noi n-am putea să ajungem la Iași sau la București dacă n-ați face la Roma, n-am fi putut să vedem atâtea lucruri frumoase. Deci, iată că oamenii au nevoie și de cultură, și de artă, și de sport, sigur, și de dezvoltare, și de infrastructură. Toate trebuie desfășurate echilibrat. Nu este una mai importantă ca cealaltă. De fiecare este nevoie. De asemenea, nici nu vă mai spun, majoritatea satelor și a comunelor îndepărtate, oamenii încă sunt cu acea bojdeaucă, WC-ul în fundul curții, în care și când e soare, și când e ploaie, și când e zăpadă, și când e cald, și când e ger, acolo merg. Lucrurile astea trebuie să se schimbe, e nevoie de apă, de canalizare. Apa și canalizarea, din punctul meu de vedere, este un element de minimă civilizație. Vreau să desfășurăm aceste lucruri. De asemenea, pentru Roman, anul viitor vom începe proiectele pe cartierul Petru Rareș, strada Nicolae Bălcescu, Petru Rareș, Avramian cu fundătura Crișan, vor intra în acest sistem de canalizare pentru ape pluviale, să scăpăm de problemele cu inundațiile. A fost terminat proiectul, a fost și licitat, în anul următor vor începe lucrările. De asemenea, sunt în discuții cu Ministerul Dezvoltării pentru a introduce în Planul Național de Dezvoltare Locală, și chiar să vă spun aici un lucru foarte important, proiectul cu Poarta Nord, adică sensul giratoriu împreună cu benzele de accelerare, de selecție, iluminat până la calea ferată, toate acestea vrem să le facem în anul următor, dar nu vrem să le facem din banii noștri, ci vrem să le facem din banii atrași de la Guvernul României. Apropo, ați văzut că în ultima vreme Consiliul Județean, nici măcar pentru comunele lor, nu mai desfășoară proiecte de astea de investiții în care se ia un obiectiv să-l ducă la capăt. Cum am făcut eu, de exemplu, cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Vasile Pruteanu, cu Muzeul de Științe ale Naturii. Sau cum am făcut cu domnul Dumnezeu să-l ierte, cu Liță Tărâță, cu biblioteca, că dacă era biblioteca pe timpul ăsta, nici asta nu mai era făcută. Deci câteva exemple, nu se mai fac. Se mai peticește un drum, se mai face 100 de metri de asfalt și așa mai departe. Un târg de câteva miliarde și cu asta basta, în loc să se facă ceea ce trebuie în primul rând pentru oameni. Nu că n-ar trebui și astea. Trebuie și astea, doamna Flora. Uite, eu o spun, domnule, trebuie și așa ceva. Domnule, dar trebuie la prețuri corecte. Și o să vedeți la Roma. Găsite mecanisme. Doamna Flora, o să vedeți la Roma ce frumos vom organiza noi, cu contribuția primăriei 0 lei. 0 lei. Iar același târg, bine, la o dimensiune mai mare, recunosc, de cât mai mare poate fi? De 2-3 ori, da? Da. Ei, la piatra se face cu aproape 10 miliarde. Din banii noștri ai tuturor, că-s la Consiliul Județean. Deci la Roman cu 0 lei am atras colaborare, am atras parteneri, i-am implicat, i-am cointeresat, fără ca noi să punem vreun leu. Eu așa cred că trebuie, că eu am o vorbă. Cu bani știi tot prostul. Fără bani este modul interesant cum găsești căi inteligente de rezolvare. Vreau să vă spun un lucru cu PNL-ul. De asta spun că e nevoie de un om care să susțină. Ministerul Dezvoltării, în schimb, desfășoară investiții în obiective locale. Anual, pe Planul Național de Dezvoltare Locală, un mecanism de finanțare a acestui obiectiv care funcționează, OGH28, da. Se depun anual între 10.000 și 20.000 de proiecte pe țară. La Ministerul Dezvoltării, între 10.000 și 20.000 de proiecte. Știți câte sunt finanțate dintre acestea pe an, doamna Flora? Cam 10%, cred. Da, în jur de 1.000. În jur de 1.000, că mai mult nu sunt bani. Aici vreau să vă duc la legea lobby-ului. Atunci eu vreau să vă spun. Obligatorie în România. Obligatorie. Dar mai mult decât atât, să știți, trebuie susținută legea lobby-ului, dar să știți că eu de câte ori am mers la minister, pentru că ai acces să susții proiectul în Comisia de Evaluare Tehnico-Economică și îți prezinți proiectul și îți vii cu argumentele prin care prezinți necesitatea și oportunitatea acelui proiect. Dacă ești un om bine pregătit și știi să prezinți, eu n-am avut niciun proiect pe care să-l prezint
la Ministerul Dezvoltării și să-l pierd. Toate le-am câștigat. Dar pentru asta nu pot să fie între două drumuri. Trebuie să fie acolo când e fierul cald, atunci trebuie bătut și să încercăm să aducem cât mai multe proiecte pentru român. Da, sunt de acord cu proiectul de lege pentru lobby, sunt de acord cu proiectul privind răspunderea magistraților, sunt de acord malpraxisul din justiție. Păi fiecare domeniu de activitate, dacă greșești, răspuns, nu? Eu zic că e corect peste tot să fie așa, neacuzând într-un mod deosebit o atitudine mai mult sau mai puțin profesionistă. Dar dacă mergi cu mașina și greșești, plătești. Dacă lucrezi în administrație și greșești, vine Curtea de Conturi și te amendează. Sau mai mult, îți trimite spre instanță dacă ai făcut delapidări sau deturnări de fonduri. Dacă lucrezi în sănătate și ai malpraxis, plătești. Adică peste tot trebuie să existe și o răspundere. Și un nivel de sancțiune și un nivel de premiere, de motivare. Eu așa consider că între acestea trebuie să stăm. Iată de ce e nevoie de un om care să reprezinte, să cunoască administrație, să cunoască legislație, să cunoască instituțiile. Doamna Flora, eu vă spun că un om care nu a avut treabă cu administrația și merge la București, trebuie cel puțin 2 ani să învețe instituțiile acolo. În primul rând că guvernul nu intră în un singur loc decât conducerea lui. Ministerele sunt împărțite pe tot Bucureștiul, de la gară, unde Ministerul Transporturilor, până din coace în Apolodor, unde Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției și o parte din Ministerul Dezvoltării, în partea de Piața Constituției, unii Ministerul Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, pe splai independenței unii Ministerul Mediului. Deci eu vă spun că toate sunt aruncate în București. Deci plus instituțiile parlamentare. 2 ani iau unui om numai să le înveți. Și mai are 2 ani în care îți va dacă mai poate ceva și vine acasă. Un minut. Eu aș vrea să vă spun, dragii mei romașcani, dragii mei prieteni din comunele din jurul Romanului, pe care vă cunosc acum mult mai aproape, că am determinarea să vin cu schimbare. Cu schimbare în societate, pentru un punct de vedere nou în administrație, în educație, în sănătate, în legislația care până la urmă ne circumscrie viața noastră a tuturor. Eu vreau ca romanul să meargă mai departe. Eu vreau ca romanul să ridice neamțul. Eu vreau ca neamțul să ridice Moldova și vreau ca Moldova să ridice România, iar România să aibă grijă de românii ei. Așa încât eu duminică voi merge la vot și voi vota Partidul Național Liberal, cele 2 buletine, la Camera Deputaților și la Senat, poziția 4. Vândem și pe dumneavoastră. Haideți cu toții duminica la vot. Nu e vorba de campanie electorală, este vorba despre viața noastră a tuturor. Și vă rog, votați alături de mine Partidul Național Liberal, poziția 4 pe buletinul de vot. Doamne ajută și să le fie la toți bine, cu sănătate și cu bucurie, cu sărbători ninse de sănătate și fericire. Doamne ajută! Mulțumim, domnul primar, și urăm succes, așa cum le-am urat tuturor candidaților în această campanie electorală, să învingă cel mai bun. Esențial este prezentarea la vot. Doamne ajută! Mulțumim! Bună.